Bună ziua, copii! Bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine să vă cunosc. După cum știți, e prima mea zi aici. Așa că trebuie să facem cunoștință, să vă spun cine sunt eu. Eu sunt Ionel Ursu și o să vă predau limba și literatura română, da? Hai să începem cu tânărul din prima bancă. Dumneata, cum te numești? Dragoș. Așa, și câți anișori ai? 16. 16, am frăcău mare, bravo, așa. Dumneata, domnișoară? Elena, și am 15 anișori. 15 anișori, ce frumos, ce mică prințesică aici, așa, dumneata. Eu sunt Aurelian și am 48 de anișori. Alo, alo, gălăgia! Te-au dat cam târziu părinții la școală, Aureliane, dragă. Așa e, m-au dat la 8 ani. Da, recuperez. Chiar dacă am pierdut câteva lecții, nici nu pare, nici nu arată. Tu ai... Știu exact ce vreți să mă întrebați. Dacă am fost întotdeauna aici, nu? Da, exact, că tu n-ai stat 40 de ani la școală. Normal că n-am stat 40 de ani aici, în școala asta. Am fost și la numărul 3 până acum 18 ani, dar m-am transferat. Păi și de ce te-ai transferat? Că au limită de vârstă, până la 30 de ani, auzi? Ce comuniști, dă-i dracu. Aurelian, părinții tăi cu ce se ocupă? Părinții mei lucrează la chimie, în clasa alăturată, că ei s-a 12-a, că au fost mai inteligenții. Dar nu e nicio problemă, că au zis că mă așteaptă și pe mine, să ajung și eu între 12 și o să fim din nou o familie unită și fericită în aceeași clasă. Păi și cum vă întrețineți? Cum ne întreținem? Ne dau bani bunicii, cum să ne întreținem? Că ei n-au avut posibilități, alte vremuri n-au terminat școala, s-au oprit la 32 de ani. Săraci. Eu te știu pe tine de undeva. Nu cred. Bă, dar stai, lasă-mă un pic așa. Tu ești Aurelian în școală lungă, nu? Da. Am fost împreună noi în doi? Clasa 8-a. Nu. Ionica Virginu. Te știu, te știu, cum să nu te știu, Ionica? Păi, dar nu te știu eu pe tine. Aoleu, Ionica, ce ai îmbătrânit, bă, băiatule? Ce trec ani ăștia, mă, Aureliane. Bine, pentru mine, pentru tine nu, se vede că nu trec. Tu la Lucian Blaga te-ai împotmolit? Tu la Lucian Blaga nu mai zici. Nici nu mai mi-aduci aminte. Mâncat la arhâinii pe Lucică Blaga ăsta, mă. Dar ia, uite, de dragul prieteniei noastre, anul ăsta te trec clasa la limba și literatura română. Nu cred, nu spune că-s cu inima? Da, nu! Nu te panică, nu te panică. Stai liniștit că o să termini și tu la un moment dat. O să fac un coleg de-a tău, profesor de română, uite, domnișoara, 20-30 de ani și treci și tu. Uite, e băiatul meu, copilașul meu. De 3 ani suntem în aceeași clasă, s-au obișnuit aici cu mine. Vă dați seama, eu acum plec, îl las singur cu Blaga. Păi se poate. Și nici nu strivește nicio corolă, că tot Virginu îi se zice. Și cine vă întreține? Cum vă întrețineți? Cum cine ne întreține? Bunici cine se ne întreține? Ne dau bani? Lipsesc câteva lecții, dar... Bine că am recuperat, nu? Adică, bine că nu se vede. Scuze. Ok, mai facem un video. Asta e. Cum vă numiți? Păi eu sunt Aurelian și am 48 de ani. Nu fost coleg cu Ion Dolănescu. Am cântat. Hai, atenție și acțiune. Tune. Eu sunt Aurelian.